textul biblic de referință ales pentru acest eveniment este: Tu ești adăpostul și scutul meu, eu nădăjduiesc în făgăduința ta. Dumnezeu, Creatorul, ni s-a descoperit prin cuvântul Său. Și mai mult, a coborât și a trăit în această lume prin cuvântul întrupat. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Acest adevăr ne este revelat și în capitolul 1 din Evanghelia după Ioan. Citez: La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Într-o lume care se clatină, în care cerul este adeseori acoperit de nori și peste care vin furtuni amenințătoare, avem nevoie de scut și adăpost. Avem nevoie de credință, nădejde și dragoste. Avem nevoie de Dumnezeu și de cuvântul Său vestit. Dorim ca și prin acest eveniment să fim încurajați să stăm la adăpostul cuvântului lui Dumnezeu în orice vreme și împrejurare, mai ales atunci când suferința, crizele sociale și financiare, conflictele, veștile rele și perspectiva viitorului determină îngrijorare, teamă și nesiguranță. Mesajele, mărturiile și piesele muzicale din această seară vin să îndrepte gândurile și atenția noastră către adevărul, lucrările, binecuvântările și minunile celui veșnic, atotputernic, sfânt și iubitor.